Europei este o sărbătoare anuală a păcii și unității în Europa. Această zi este marcată nu numai prin evenimente istorice, dar și prin fapte grăitoare. Republica Moldova este un membru activ al parteneriatului estic și pe parcursul acestor ani a beneficiat, continuă să beneficieze de asistență financiară în diverse domenii. În cadrul emisiunii noastre de astăzi, vom discuta mai multe aspecte împreună cu invitatul nostru special, ambasadorul Uniunii Europene, Peter Mihalko. Excelență, vă zic bună ziua și bine ați venit la emisiunea noastră de astăzi, de această dată online. Bună ziua, bună ziua și telespectatorilor noștri. Aș vrea să vă întreb... Cum va fi marcată Ziua Europei, Solidaritate pentru Sănătate, împreună pentru un viitor mai bun în acest an în Republica Moldova? Am auzit și despre orășelul virtual despre care ați vorbit. Aș vrea să ne spuneți mai mult și telespectatorilor. Într-adevăr, și anul acesta am pregătit un șir de activități cu care vrem să marcăm Ziua Europei, dar și să aducem informații despre Uniunea Europeană, despre țările membre Uniunii Europene și despre cooperarea noastră cu Republica Moldova și tot ce este făcut cu susținerea din partea Uniunii Europene pentru cetățeni Republicii Moldova. Este adevărat că deja al doilea an sărbătorim Ziua Europei cu activitățile mai ales în domeniul virtual, digital, dar am descoperit că în acest mod putem să aducem aceste informații și evenimente și la mai mulți cetățeni, poate, prin mass media, prin televiziunile, prin rețelele sociale și împreună cu ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene am pregătit o agendă pentru întreaga lună de mai ca să marcăm Ziua Europei. Deci vom avea câteva componente, precum campania de presă, care este dedicată asistenței Uniunii Europene, care este oferită Republicii Moldova. Cu acest prilej mulțumim foarte mult și jurnaliștilor care sunt implicați proactiv în realizarea acestei campanii. În mod deosebit ne bucură faptul că sunt împreună cu noi și mass media la nivel local, regional, cei care sunt acolo unde aceste proiecte sunt realizate, unde ele sunt oferite cetățenilor întreaga Republica Moldova, acolo unde trăiesc oameni. Și aici vom vorbi și despre proiecte finanțate de către Uniunea Europeană, dar și despre proiecte care sunt susținute de către statele membre, pentru că fiecare dintre ele are program de susținere, de asistență bilateral și asta încă o dată ajută să facem și mai mult pentru a susține pe oameni în Republica Moldova. Și de aia și al doilea component va fi dedicat echipei Europa. Această echipă care reprezintă și instituțiile Uniunii și statele membre împreună, ea funcționează împreună și în această privință vom oferi informații despre țările membre și asta va fi făcut împreună cu participarea ambasadorilor, colegilor mei din fiecare țară membră în
mass media Republicii Moldova, cu interviuri, cu materiale informative, ca să aducem această informație la publicul. Al treilea component este deja tradițional, dar încă o dată foarte interesant și frumos, și asta este concert prilejuit de Ziua Europei. Și anul acesta el va fi difuzat online și în mass media din Republica Moldova. Asta va fi pe data de 9 mai la ora 20, deci 8 seara. Și acest concert va fi punctul de pornire al săptămânii muzicii europene, care va avea loc în perioada între 9 și 16 mai. Aici vom arăta mai multe concerte oferite de către țările membre, precum România, Austria, Spania, Lituania, Franța, Bulgaria, și o să arătăm și festival de jazz care susținem acest an. Următorul component este orașul european virtual, despre care deja ați pomenit. El constă acest an într-o serie de activități online la teme inspirate din prioritățile politicii externe ale Uniunii Europene, precum protecția mediului, suport pentru dezvoltarea afacerilor, asistența Uniunii Europene pentru abilitarea tinerilor, transformarea digitală și societate mai puternică. Aici vom arăta în cadrul orașului european și unele dintre rezultate, deci obiecte care au fost construite sau reconstruite cu susținerea Uniunii Europene în întreaga Republica Moldova. Și sigur că și acest an vom avea Festivalul de Film și Cultura Europeană, care va începe pe 17 mai și este planificat până la 31 mai, așa încât veți avea prilejul să urmăriți filme artistice și de documentare care sunt oferite de către ambasadele statelor membre Uniunii Europene. Eu chiar vreau să vă întreb, excelență, unde pot telespectatorii noștri, și nu numai a noștri, cei din localitățile rurale, urmări toate aceste evenimente? Multe evenimente vor fi oferite prin intermediul mass mediei, deci mai multe televiziuni și centrale și locale vor prelua aceste activități, aceste emisiuni, dar și prin rețele sociale, precum pagina euformoldova.md, dar și pagina noastră, Delegației Uniunii Europene, pe Facebook, dar și paginele care avem pe alte rețele sociale, inclusiv pagina Europe Cafe, Europe Cafe fiind centrul nostru de informare în Chișinău, care este prezent pe rețele sociale. Vă mulțumesc foarte mult și acum aș vrea să vă întreb, este indispensabil faptul că Republica Moldova este susținută financiar prin implementarea proiectelor de infrastructură, mai ales la nivel local, ce duce la îmbunătățirea calității vieții oamenilor? Și acum aș vrea să vă întreb, pe parcursul acestor ani, care este suma acestei asistențe financiare oferite de Uniunea Europeană, Republicii Moldova? Într-adevăr, deja în ultimele 10 ani, această sumă de asistență în formă de granturi pentru proiecte este mai mult decât 1 miliard de euro, adică 20 de miliarde de lei.
asta este numai ceea ce privește partea bilaterală a Uniunii Europene. Împreună cu asta sunt oferite proiecte din partea statelor membre care adaugă la această sumă încă resurse foarte importante. Împreună cu asta există și alte resurse care sunt folosite de către autoritățile locale, companii din Republica Moldova, dar și bugetul de stat, ceea ce privește, de exemplu, fonduri regionale care sunt dedicate parteneriatului estic sau strategiei pentru Dunăre sau din partea fondurilor pentru cooperare transfrontalieră. Sigur că avem și alte resurse, alte surse de finanțare, precum liniile de credit oferite de către Banca Europeană de Investiții, care este Banca Uniunii Europene, sau în cooperare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Și aici vorbim despre linii de credit precum Livada Moldovei și alte care reprezintă o sursă pentru companii din Republica Moldova pentru finanțare mai ușoară, mai bună și sunt folosite inclusiv în perioada aceasta grea de pandemie. Vreau să pomenesc și despre finanțare pentru proiecte mari de infrastructură care sunt susținute inclusiv prin Banca Europeană de Investiții și aici vorbim despre drumuri și vorbim despre infrastructura importantă, de exemplu, proiect care acum este în desfășurare în întreaga țară pentru gestionarea deșeurilor solide, care trebuie să aduce tehnologii cele mai moderne în Republica Moldova, care vor aduce și protejarea mai bună mediului și calitatea vieții mai bună pentru cetățeni. Da, vă mulțumesc mult. Într-adevăr, în ce ține de mediu ambient, avem de investit mult pentru a avea un mediu curat, mai ales ce ține de prelucrarea deșeurilor. Acum aș vrea să vă întreb, care este domeniul prioritar la care Republica Moldova ar trebui la moment să atragă atenție? Politica de dezvoltare economică, socială, educație, fiindcă ne pare la moment în Republica Moldova se atrage atenție mai mult politicului. Care este opinia dumneavoastră? Republica Moldova, important deci... Care este un prioritar la care ar trebui să atragă atenție Republica Moldova la moment? Important este că oameni, cetățeni să simt rezultate reformelor care trebuie să vină. Ceea ce înseamnă calitatea vieții mai bună. Asta este legat și de felul în care instituții statului lucrează, funcționează și trebuie să fie servitori buni pentru cetățeni. Pentru că cetățeni sunt cei care sunt stăpâni în țară și pentru ei statul trebuie să lucrează. Aici vorbim despre reforma justiției, în primul rând, pentru că oameni trebuie să fie siguri că ei sunt egal în fața justiției și că ei vor fi protejați în drepturile lor ca cetățeni, dar și companii din Republica Moldova sau investitori poate să fie sigur că pot să investească și că drepturile lor vor fi protejate. Vorbim aici despre luptă împotriva corupției. Corupția este sursă de rău în societate, sursă de inegalitate și aici
este clar că societatea modernă, societatea într-adevăr democratică, care trebuie să servește oamenilor, ea trebuie să face totul ca să elimină corupția din viața fiecăruia. Vorbim aici și despre susținerea pentru economie, prin crearea mediului pentru afaceri bună și susținerea, mai ales în condiții de astăzi, în pandemie, pentru companii mici și mijlocii care trebuie să supraviețuiască, să continuă să oferă locuri de muncă, salarii și inclusiv și calitatea producției pentru consumator, pentru cetățeni și exporturi. Uniunea Europeană oferă instrumente foarte bune de care Republica Moldova trebuie să face cel mai bun uz. De exemplu, deschiderea pieții și aici deja aproape de 70% de exporturi din Republica Moldova vin la piața Uniunii Europene. Asta este sursa banilor, asta înseamnă salarii. Uniunea Europeană oferă și investiții și aceste investiții trebuie să aducă încă o dată salarii mai bune și standarde de muncă mai bune. Asta trebuie să continuă să fie folosit cât mai mult și cât mai bine și cu asta cetățeni vor simți viața mai bună. Aici este vorba și despre viitor, deja am pomenit de protejarea mediului, este foarte important acest lucru pentru generații viitoare, dar deja astăzi este important în legătură cu agricultura, care este afectată de schimbările climatice și aici trebuie să fie realizate proiecte care vor ajuta celor care sunt activi în domeniul agriculturii să continuă producția, să găsească și să folosească tehnologii moderne potrivite pentru viitor. Și deja am pomenit de alte domenii, precum funcționarea instituțiilor, dar și, de exemplu, educație, pentru că și asta este investiție în viitor și așa cum astăzi aceste domenii vor fi susținute, așa societatea va fi puternică în viitor. Da, deci cred că este în educație este cea mai valoroasă investiție care trebuie să o facem la moment. Bine, dumneavoastră ați vorbit despre export și acum aș vrea să vă întreb, fiindcă la moment criza pandemică a creat mai multe bariere ce ține de export, import și aș vrea să vă întreb care este situația la moment și mă refer anume pentru producătorii moldoveni. Pot dânșii acum importa, exporta mărturi? Sigur, și în timpul pandemiei s-a arătat că acordul de liber schimb care avem, care este parte a acordului de asociere, este un instrument foarte potrivit și a ajutat că scăderea producției și exporturilor care în general s-a observat, inclusiv în Republica Moldova, a fost mult mai mică în privința pieței europene și exporturile către Uniunea Europeană nu au fost reduse așa de mult precum exporturile către alte piețe și asta datorită faptului că Uniunea Europeană a ținut deschisă piața proprie pentru produse din Republica Moldova. Și cum am spus, acolo deja este, deci potențial încă este foarte, foarte mare. De exemplu, cu deschiderea pentru produse de origine animală, vor fi posibile
exporturile și mai multe către țările Uniunii Europene. Aici trebuie instituțiile Republicii Moldova să face totul, că să implementeze aceste standarde care sunt agreate, că această deschidere poate să fie realitate cât mai devreme și mai mulți bani din exporturi poate să vină în Republica Moldova. La fel, vă mulțumesc foarte mult. Ați spus ce ține de despre creșterea animalelor zootehnici și mi-am amintit că chiar și acum aici la noi la Drochea deja se va deschide un abator. La fel cu suportul Uniunii Europene, așa că sunt într-adevăr niște investiții europene foarte bune care sunt implementate în Republica Moldova. Ați vorbit despre reforme, reforma justiției, lupta cu corupție, da? Când v-am întrebat atunci când am întrebat care sunt prioritățile la care Republica Moldova trebuie să atragă atenție și aș vrea să vă întreb, mai avem mult de lucru la acest capitol, cum credeți? Este o reformă care va fi complexă. Din păcate, starea lucrurilor în sectorul de justiție nu este așa cum trebuie să fie și multe lucruri trebuie făcute. Este vorba despre schimbări care sunt simțite de către oameni, ca să fie sigur că procedurile care sunt realizate de către organele, autoritățile Republicii Moldova, ele corespund standardelor europene, standardelor care sunt în linie și cu angajamente Republicii Moldova internaționale sau europene. Cum am spus, criteriul de bază este respectarea drepturilor cetățenilor, dar și eficiența justiției, transparența, organele justiției trebuie să fie și ele echitabile și aici vorbim despre fapte precum câte, de exemplu, sentințe din Republica Moldova, după asta vin la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și câte acolo sunt revizuite și cât asta înseamnă dauna pentru bugetul de stat Republicii Moldova, dar vorbim aici despre faptul că sistemul de justiție în Republica Moldova în anul trecut au fost conectate la interese particulare, politice sau economice, ceea ce înseamnă că justiția nu a fost independentă, ea trebuie să fie independentă și aici vorbim și despre oameni care trebuie să fie de calitate, fără dubii ceea ce privește integritatea lor. Pentru că numai cu oameni cinstiți în sistemul de justiție poate să fie sistemul acesta la serviciul cetățenilor. Asta înseamnă că vor fi necesare multe eforturi pentru a asigura că în sistemul de justiție, în procuratura, în organele de drept, sunt oameni care într-adevăr sunt independenți și au singur obiectiv și asta este serviciul pentru cetățeni. Mulțumesc foarte mult și acum aș vrea să vă întreb, fiindcă pandemia COVID-19 ne ține de mai mult timp în captivitate și aș vrea să vă întreb care este asistența financiară acordată Republicii Moldova pentru ca telespectatorii noștri să cunoască acest lucru.
Este asistență, dar nu numai financiară. De la începutul pandemiei, Uniunea Europeană, echipa Europa, deci statele membre inclusiv, și companii, de exemplu, europene care sunt prezente în Republica Moldova, s-au mobilizat și au început eforturi de a aduce în Republica Moldova material medical, echipament pentru instituții medicale și am folosit pentru asta inclusiv și resurse din proiecte care au fost în desfășurare sau sunt în desfășurare astăzi. De la început am oferit în această privință 87 de milioane de euro în aceste proiecte. Uniunea Europeană a decis imediat și acordarea 30 de milioane de euro pentru 6 țări parteneriatului estic, din care și Republica Moldova a folosit bună parte. Și cu asta s-a adus, cu ajutorul Organizației Mondiale de Sănătate, multe materiale și echipamente. Și am continuat cu aducerea acestui ajutor cu folosirea mecanismului Uniunii Europene pentru protecție civilă, adică țarele membre care au adus material și ați văzut multe aceste loturi de asistență din partea României, Poloniei, Cehiei, altor țări, Germania, Austria, foarte multe țări au adus aceste materiale și ele au fost folosite de către sistemul de sănătate din Republica Moldova, dar am cooperat ceea ce privește proiectele noastre și cu societatea civilă, care au fost foarte de ajutor, mai ales ceea ce privește susținerea în localități, susținerea pentru cei mai vulnerabili, care au fost afectați cel mai grav de această situație. Împreună cu asta, a fost și susținere pentru economie în atenția noastră, pentru țările parteneriatul estic, pentru aceste șase țări, s-a oferit 700 de milioane de euro pentru companii, ceea ce privește linii de credit sau susținerea pentru garanții pentru credite în bănci, și asta ajută aceste companii să supraviețuiesc această situație grea, să păstrează locuri de muncă. Și sigur că acum deja vorbim și despre calea de ieșire din această pandemie și asta înseamnă vaccinare. Uniunea Europeană a susținut platforma COVAX de la început, a fost cel mai puternic susținător platformei COVAX și am văzut că din partea României, țara membră a Uniunii Europene, s-a oferit o donație generoasă de vaccinuri și inclusiv și prin platforma COVAX au venit vaccinuri și cu aceste vaccinuri deja mai mult decât 300 de mii de vaccinuri au fost folosite și a putut Republica Moldova să începe procesul de vaccinare și până astăzi deja 150 de mii de oameni s-au vaccinat cu aceste vaccinuri. Deci Republica Moldova a fost de fapt prima țară în Europa care a primit acest lot de vaccin prin platforma COVAX. Deci și asta confirmă un efort puternic de solidaritate și susținere pentru Republica Moldova. Și cu asta deja speram că o să ieșim din pandemie, sigur că este important să continuăm să
ne protejăm, să respectăm măsurile de protecție, dar și să ne vaccinăm și cu asta să ajungem la sfârșitul acestei situații grele. Noi vom continua eforturile noastre de susținere. Avem pregătite și mai multe proiecte pentru oameni care sunt cel mai afectați de către această situație, pentru cei mai vulnerabili, oameni în vârstă sau cei cu nevoile speciale de ajutor, de susținere, ca să fie sigur că putem să ajutăm fiecărui cetățean care are nevoie de asta. Eu vreau să salut în mod special oameni care trăiesc în Drochia, un oraș foarte frumos, care am vizitat câteva ori. Mă bucur că putem și noi, Uniunea Europeană, împreună cu țările membre, să realizăm proiecte în Drochia. Am fost acolo recent cu colega mea, ambasadoarea Germaniei, ca să vedem un proiect important de aprovizionare cu apă, care va face viața mai bună pentru mii de cetățeni. Și asta este foarte bine și este foarte important pentru țara și pentru noi. Vreau să doresc tuturor sănătate, prosperitate și, în mod special, vreau să salut televiziunea Drochia, pentru că pentru mine a fost de una plăcere și onoare să fiu în studiul vostru și să pot să vorbesc cu cetățeni, să vorbim cu dumneavoastră și să aduc informații la prietenii noștri din Republica Moldova, din Drochia, despre ce noi suntem și ce facem ca să îmbunătățim viețile cetățenilor în această țară frumoasă. Vă mulțumesc mult, foarte mult vă mulțumesc, excelență. Și acum la întrebare, mai avem puțin timp, mai avem. Deci, cum vedeți Republica Moldova de cât timp vă aflați aici? Vedeți, cum vedeți schimbările? Fiindcă știți, ca de obicei, moldovenii noștri se deprind, spun că da, nu mai sunt schimbări și nu prea le văd. Și aș vrea ca să ne spuneți dumneavoastră. Precum știți, eu deja am câteva ani de cât sunt în poziția ambasadorului Uniunii Europene în Republica Moldova, dar prima dată când am venit în Republica Moldova a fost cu 26 ani în urmă. Deci am văzut Republica Moldova în multe momente. Vreau să spun că se vede în ultimii ani că Republica Moldova are potențial de a se schimba într-un loc, într-o țară care este un loc bun pentru cetățenii ei de trăit, dar este încă mult de făcut, pentru că încă nu este așa de bine folosit întreg potențialul oamenilor, nu este folosit întreg potențialul relațiilor cu Uniunea Europeană. Am vorbit despre comerț care poate să fie mult mai mare. Este vorba despre atragerea investițiilor care pot să aduce locuri de muncă bune, bine plătite. Este vorba despre realizarea proiectelor care pot să ajute infrastructura, dar cel mai important este că să se fac reforme și schimbări care vor asigura că autoritățile, organele de stat, organele regionale sau locale vor servi cetățenilor așa că cetățenii se poate să se simtă stăpân acasă, stăpân în țara lor și cu asta vor ajunge la prosperitate pentru fiecare și vor vedea perspectiva pentru ei și pentru familiile lor.
Cunoașteți că eu provin dintr-o țară care a trecut un drum lung de transformare și a ajuns la o prosperitate pentru cetățenii ei și eu aș vrea foarte mult ca și Republica Moldova, oameni care trăiesc în această țară frumoasă, să poată să vedea și aici schimbările de același mod și să simtă cum ei fiecare an sunt mai fericiți și că ei au perspectiva mai bună pentru ei. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc, Excelență, pentru că ați acceptat acest interviu și nu uitați că vă aștept aici la noi, la studio, la Drochea. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mass media, mai ales cea locală, ne susțineți. Felicitări tuturor statelor membre cu frumoasă zi, ziua Europei și vă așteptăm la o nouă emisiune aici la noi în studio. Stimați telespectatori, atât pentru astăzi, sunt Vera Bulgaru, rămâneți cu ochii în continuare pe TV Drochea.